Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Shakes and Fidget. Haideți să continuăm de unde am rămas la trecută. De fapt, nu o să continuăm exact de unde am rămas la trecută, pentru că am jucat destul de mult of camera. Haideți să ne continuăm, desigur, continuare, desigur, cum să nu. Și se procesează și măcheria. Aici este personajul meu, Bosulescu Rafaelos. Ei bine, nu mai am nivelul 1, am nivelul 14. Da? Uh, am pus caracterul la gardian, a stat el acolo foarte frumos și și-a luat bănuții, da, uh, poți să-l pui când uh, nu te joci și stai la feca și când te întorci îți iei bănuții. Avem 27 de aur de lingouri, de chestii bănuți. Uh, în primul și în primul rând, uh, ce fac eu zilnic în uh, Shakes and Fidget, da? Ei, hey, acum, față de episodul anterior, chiar știu să joc, adică am idee cum se joacă. Pe prima dată vii la tipul ăsta cu magazinul de arme, au boss, și știți ce îmi place la ăștia doi? Magazinul de arme și magazinul, magazinul de, magie? Dacă e noapte, să zicem că te joci pe la 9 sau 10, ăștia au pijamale pe ei și sunt așa, sunt nervoși, ca și cum ai venit să-i vizitezi noaptea și ai trezit din somn, știi? Destul de amuzant. Um, Vin în fiecare dimineață aici, mă uit dacă sunt arme noi, bune, de exemplu, uite, astăzi am avut arma asta. Ce să fac eu cu armă? De fapt, stai puțin, hai să începem o misiune la tavernă, pentru că n-am continuat tot, n-am avut timp azi de dimineață. Ia, uite asta, opa, ne dă și armă, mecher. Arma asta am luat-o dintr-o misiune, A, banu, banu, banu. asta am cumpărat-o, dar e o, e o armă bună. Luasem alta, anterioară, cu inteligență, care îmi dădea inteligență 14, știi? Foarte bună arma, dar am schimbat-o pentru că asta de mai mult de medicină și constituția adică rezistență. Ok, hai să ne uităm în continuare. Deci de aici vin în fiecare dimineață și mă uit, să văd ce îmi mai dă tipul ăsta. Uite, de exemplu, arma asta mi-a dat o 58, deja nu e bună. Constituție 6 deja am deja, deja am deja, deja, deja deja în Constituție, deci nea. După aia să ne dă armură, dar deja avem una mai bună, mână și armură și dexteritate. Ne dăm mai multă armură, dar prefer să rămân cu inteligență pentru că asta are nevoie Magicianul nu zici că e prost, are nevoie de inteligență. Dexteritatea nu e pentru magician. asta nu e bună, na, nici asta nu e bună, da, și la magazinul de magie, presupun că ar trebui să iau poțiunile acestea, mă gândesc, dar n-am găsit niciodată una de inteligență, dar nu știu să le iau, ia, este puțin cumpăr, nu, nu știu unde era. aici se pune așa, ok uh, E bună rezistența uh, Nu găsesc niciodată frate un item pentru slotul ăsta, ce că se cumpără de la tipul cu magie Vezi, când pui uh, mouse-ul pe un item, uh, ți arată în ce slot vine Nu găsesc niciodată unul de la, pentru trifoi E ciudat Slot greșit, nu știu uh, Inteligență... Uite, stare de mai multă inteligență Stai să vedem, deci Stare de 1, what the fuck 10 de exterior. de inteligență. Ok. Merge, vindem, A, ne -am folosit o ciupercă. dexteritate. De ne, n-am nevoie. Na, merge mai departe, îmi place să învârt la... E ciudat pentru că pe, în aplicația pe telefon îți apare asta, dar pe calculator nu îți apare. Trebuie să știi tu că te duci la temnițe înapoi, în oraș, și trebuie să dai click pe tipul ăsta. Care el îți dă opțiunea să învârți aici la ruletă și poate să-ți să, price, poți să bani, ciuperci, Lemnul ăsta nu știu ce înseamnă Da, hai să vedem, o să dau o ciupercă să vă arăt Și să vedem ce repică un case opening O experiență, o mie experiență Practic, experiența care o luăm pe misiunea asta Da, mi-a crescut puțin Deci avem nevoie de 12.000 experiență pentru următorul nivel Am intrat și într-o breaslă Le avem pe băieții ăștia aici E o breaslă de români Nu știu, am încercat să văd dacă mai sunt și alte bresle. Uh, vreau să fiu într-o breazlă cât de cât ok, știi? Adică asta nu e o brează foarte puternică Dacă ne uităm noi uh, la... Uite aici am bătăliile cu cine m-am bătut Mi-am cam luat-o pe cocoasă, văd, în ultima vreme Mă atacați voi, care aveți nivel mai mare decât mine, știi? Și normal că mi o bătaie uh, Nu, prieteni, stai mă puțin Vreau să mă uit la galeria vedetelor, Bresle Și uitați-vă că brazla noastră e pe locul 657 Acum câteva zile era pe 500, dar ne-am luat bătaie, cred uh, Mă uitam de o brază de români, gen, să văd dacă e prin top. Asta e server de români. Dar o brază din top e de polonezi. Și partea nașpa la breaslă este că trebuie să donezi zilnic. N-am înțeles foarte bine cum funcționează jocul acesta. Majoritatea brezlelor, îți cer să donezi zilnic pentru breaslă. Uite aici. Um, și asta ajută la, vedeți, noi avem 22 de bănuți de aur și avem nevoie de 240 ca să facem nivelul următor. Problema e că, nu știu, nu știu cum funcționează Brazla la ce te ajută, am înțeles că îți dă mai mulți bani la gardian dacă Brazla e mai tare, mai șmecheră, uh, nu știu, dar nu înțeleg de ce te pune să donezi, adică de ce aș dona eu, uh, da, Bresley nu știu, mi se pare puțin ciudat, știi, uh, pentru că pierd din banii mei, poate doar dacă câștig la arena, să zic, știi, că mă bat cu unul și fac ceva bănuți. Nu înțeleg care este beneficiul Bresley, să-mi zică și mie cineva în comentarii, dar deci cu ce te ajută Bresla, ce avantaje îți dă? Primești mai bun, mulți bani la gardian, nu știu, primești bani lunari sau ceva gen, știți? Dacă are cineva idee, spuneți-mi. Mi-am lăsat și un animalus ăsta, un tigru, da? A, pe n-am putut să le că e foarte scump, 25 Deci ciuperci, da? A, ce altceva, ce altceva s-a mai întâmplat pe aici? Oh, n-am observat, mi ce scuze, Secundă. Uh, se pare că erau bările acelea negre. Pare robust. <laughs> ok. Uh, numele caracterului poți să ți-l schimbi, poți să schimbi și uh, cum arată. Da, da, nu prea ne interesează. După avem la arenă să ne batem cu alții. Cu alții. Ce aș mai putea să vă mai prezint? Nu știu, ia este puțin la temniță. Dar sunt în tavernă și nu mă lasă. Sunt la misiune, mamă, și de 9 minute, destul de mult. Ok, super, și putem să cumpărăm. Da, cam atât, am, am să vă arăt. ce mi-am pus puncte? Mi-am pus puncte foarte mult în inteligență. Uh, 153. Deci ne uităm la bază, nu la echipament. Deci baza, inteligenței 153. Asta este așa, da. Am înțeles că trebuie să ai diferență ca magician undeva la 50. Diferență între inteligență și rezistență și noroc. Rezistența și noroc o să fie de același nivel și inteligență minim 50 diferență. Sau eventual 100 diferență, știi? și ci că până la nivelul 20 să ai și tu minim bază de inteligență 200. Cam asta te interesează ca să fii jumecher și să-i bați. Mă uitam aici la galeria vedetelor, mamă, deci se bat. Eu sunt pe locul 14, fii atent. Deci eu. Unde scrieam, mă? Personajul de aici. Ci că mai bun decât 91 dintre, 91% dintre toți jucătorii. Holy fuck. Adică, Restul de 9% sau cât e, sunt ăștia de la 14.000. Deci sunt pe locul 14.000, în top 14.000. vine să crezi? Uite câți mai sunt. Holy moly macaroni! Avansez destul de ușor în rank, dacă, dacă știi și constant. Este, dar voi ma atacați și mă bateți și scade în rank. Uh, 1. Tipul ăsta e pe primul loc. Are nivelul 136. Nu-mi dau seama asta, cred că joacă de 20 de ani jocul ăsta. 136, cred că e un admin sau ceva. Am uitam la un magician din top și uite-ți Cioca. Ăsta are bază 676. Vă dați seama? E puțin cam ciudat dacă te gândești, pentru că cu cât pui mai multe puncte în statusuri, cu atât devin mai scumpe. Este ce asta. Ah. Ah, cu cât pui mai multe puncte, cu atât devin mai scumpe și tu nu faci mai mulți bani pe zi, deci din tavernă faci mereu cam aceeași sumă și din gardian la fel. Nu știu cum reușește ăsta să facă atâția bani. Habar n-am. Văd că sunt foarte puțini magicieni. mulți sunt tipii ăștia cu arc și cu sabie. Deci luptele lor sunt super plictisitoare, nu știu dacă ați văzut. Păcat că nu pot să vă arăt o, în, o, o bătălie de pe Breazlă sau poate pot și nu știu eu cum. A... Sunt super plictisitoare luptele ăstea Uh, pentru că se tot apără, gen, poate să-ți dea mis, să se ferească de lovitura ta. Și sunt plictisitoare, că să atacă unul pe altul și ăla... Și dau și puțin damage, ăla de 400, ăla se ferește, se ferește și celălalt, ăla de 400. Sunt destul de plictisitoare luptele. Uh, acum, haideți să tăiem puțin aici, o să aștept să se termine taverna și ne batem cu cineva și vedem ce mai facem. Ok, presupun că funcționează acum, nu știu ce naiba are, Uh, se freacă obiesul, nu știu, e enervant, e enervant e uh, cu browserul acesta, dar uh, haideți să vedem aici a terminat taverna, l-am bătut pe tipul acesta, dăm salt pentru că oricum l-am bătut, uh, am primit niște bănuți, hai să vedem dacă șapcălia e bună, ne dă mai multă armură, nu e foarte proastă, o vindem uh, la poștă am eu aici multe mesaje, da, uh, Hai să vedem, magazin de arme s-a Hai să vedem dacă putem să batem pe cineva. Acum, jucătorul e atât de handicapat încât îmi dă dreștia de level mai mare să mă bat cu ei. Ia să vedem, ăsta e bun. Ăsta are 200 inteligență. Are noroc foarte puțin tipul ăsta. Are rezistență, ok. E posibil să mă bată. Are multă rezistență, are mult... Îl bat doar dacă îl nimeresc cu critice. Hai să încercăm. El nu dă critice. N-are cum să dea critici, are șansă foarte mică. Ha, mă, o critică de 2K. Oh, șoapte, șapte, bănuți! Oh my god, ok, hai că de data asta ne-a sugerat bine calculatorul cu cine să ne batem. A, ah, de fapt, stai puțin, da, 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 da. acum am urcat în rang, fiți atenți. Deci am urcat în rank, da? Nu. Uh, era un rang uh, prea mare pentru mine. Acum că sunt la un rang mai bun, de obicei când sunt, da, pe aici, jucătorii devin foarte buni, știi? Asta e bă, Asta e chestia, jucătorii devin foarte buni uh, și e greu să-i bați. Și după aia te duci mai jos <gâng> în rang. Hai să nu ai reușit să bat la temniță. Ia. Yeah. îl distrug. Acolo a fost o critică de 2000. Se mai întâmplă uneori să dau și la jucători critici. Critici. A, nu e critică, nu e, nu e, nu e. Nu e. 12. Mai trebuie să așteptăm o oră. Dar am mulți bani. Asta e super șmecher. Vedeți, eu am 22%, șansă, 22 șansă, să pot să dau o critică. Vă dați seama cu 50? Mamă, cu 50 cred că rupi tot. Hai să vedem. Deci ne punem așa. Pe inteligență mă interesează super șmecher. Și ne punem una pe rezistență. Și nu mai avem bani. După aia punem pe și are inteligență. Na, să crească cât mai mult inteligență. Asta să devine din ce în ce mai inteligent. Ok, eu voi continua aici cu taverna, dar noi vom încheia episodul, Uuu, 23 armură, ia stai puțin, proastă, eu voi încheia aici episodul, dar voi continua să mă joc pentru că trebuie să termin întrebările de la tavernă, după care mă bag la gardian. Deci vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom vedea data da, viitoare, pa, pa!